În fiecare an de secole, în Sâmbăta Mare se petrece un miracol la Ierusalim. Acesta este miracolul focului sfânt sau luminii sfinte care are loc la mormântul lui Iisus în Biserica Învierii din Ierusalim. Această biserică, cunoscută și sub numele de Biserica Sfântului Mormânt, este locul în care se află atât Golgota, dealul pe care a fost răstignit Iisus Hristos, cât și mormântul de lângă Golgota care a primit trupul mort al lui Iisus și este același loc din care a înviat din morți. Ceremonia din jurul Luminii Sfinte pare să fie una dintre cele mai vechi ceremonii creștine recurente din lume. Din cel puțin secolul al IV-lea și până în zilele noastre, sursele amintesc de această ceremonie. Așadar, fără alte introduceri, iată povestea unuia dintre cele mai vechi miracole ale omenirii. Ce este miracolul Luminii Sfinte? Așa cum am menționat deja, ceremonia care îi îndumnezeiește pe creștini are loc în Biserica Învierii din Ierusalim. Focul Sfânt este cel mai renumit miracol din lumea creștinismului ortodox. Are loc în același timp, în același mod și în același loc în fiecare an de secole. Nu se cunoaște nicio altă minune care să se producă atât de regulat și atât de constant în timp. Se întâmplă în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, cel mai sfânt loc de pe pământ, unde Hristos a fost răstignit, înmormântat și unde a înviat din morți. Pentru a fi cât mai aproape de mormânt, pelerinii campează lângă acesta. Mormântul se află în mica capelă numită Sfântul Giboriu, care se află în interiorul Bisericii Învierii. De obicei, ei așteaptă din după-amiaza zilei de Sfânta Vineri în așteptarea miracolului din Sâmbăta Mare. Începând din jurul orei 11 dimineața, arabii creștini cântă imnuri tradiționale cu voce tare. Aceste cântări datează din timpul ocupației turcești a Ierusalimului în secolul al XIII-lea, perioadă în care creștinii nu aveau voie să cânte decât în biserici. Noi suntem creștini de secole și vom fi în vecii vecilor. Amin. Cântă ei cu glas tare, acompaniați de sunetul tobelor. Toboșarii se așează pe umerii altora care dansează viguros în jurul Sfântului Ciboriu. Dar la ora 13 cântecele se sting, iar apoi se face liniște. O tăcere tensionată, încărcată de anticiparea marii demonstrații a puterii lui Dumnezeu la care toți vor fi martori. La scurt timp după aceea, o delegație din partea autorităților locale își face loc prin mulțime. Pe vremea ocupației turcești a Palestinei, ei erau turci musulmani, astăzi sunt israelieni. Funcția lor este de a-i reprezenta pe romani în vremea lui Isus. Evangheliile vorbesc despre romanii care s-au dus să sigileze mormântul lui Isus pentru ca discipolii săi să nu-i fure trupul și să pretindă că a înviat. În același mod, autoritățile israeliene în Sâmbăta Mare vin și sigilează mormântul cu ceară. Înainte de a sigila ușa, ei urmează un obicei de a intra în mormânt și de a verifica dacă nu există vreo sursă de foc ascunsă care ar frauda miracolul. Cum se produce miracolul? Iată descrierea a ceea ce i s-a întâmplat patriarhului Diodoros al Ierusalimului în propriile sale cuvinte la Paștele din 1998. Intru în mormânt și îngenuchez cu frică sfântă în fața locului unde Hristos a zăcut după moarte și unde a înviat din morți. Găsesc drumul prin întuneric spre camera interioară în care cad în genunchi. Aici spun anumite rugăciuni care ne-au fost transmise de-a lungul secolelor și după ce le spun aștept. Uneori pot aștepta câteva minute, dar în mod normal miracolul are loc imediat după ce am spus rugăciunile. Din miezul pietrei pe care a fost așezat Isus se revarsă o lumină indefinibilă. De obicei are o nuanță albastră, dar culoarea se poate schimba și poate lua multe nuanțe diferite. Nu poate fi descrisă în termeni umani. Lumina se ridică din piatră așa cum ceața se poate ridica dintr-un lac, aproape că pare că piatra este acoperită de un nor umed, dar este lumina. Această lumină se comportă în fiecare an în mod diferit. Uneori acoperă doar piatra, în timp ce alteori luminează întregul mormânt, astfel încât oamenii care stau în fața mormântului și privesc în el, îl vor vedea plin de lumină. Lumina nu arde. Niciodată nu mi s-a ars barba în toți cei 16 ani de când sunt patriarh la Ierusalim și am primit focul sfânt. Lumina este de o consistență diferită de focul normal care arde într-o lampă cu ulei. La un moment dat, lumina se ridică și formează o coloană în care focul este de o natură diferită, astfel încât sunt capabil să-mi aprind lumânările din ea. Când am primit astfel flacăra pe lumânările mele, ies și dau focul mai întâi patriarhului armean și apoi celui copt. După aceea dau flacăra tuturor persoanelor prezente în biserică. În timp ce patriarhul se află în interiorul capelei, îngenunchiat în fața pietrei, afară este întuneric, dar departe de a fi liniște. Se aude murmuri destul de puternic, chiar atmosfera este foarte tensionată. Când patriarhul iese afară cu cele două lumânări aprinse și strălucind puternic în întuneric, în biserică răsună un vuie de jubilație. Lumina sfântă nu este împărțită doar de arhiepiscop, ci funcționează și de la sine. Ea este emisă din Sfântul Mormânt cu o nuanță complet diferită de cea a luminii naturale. Ea scânteiază, strălucește ca un fulger și luminează lămpile neaprinse de ulei de măsline atârnate în fața acestuia. se învârte dintr-o parte în alta bisericii, intră în unele dintre capelele din interiorul bisericii, ca de exemplu capela Calvarului, la un nivel mai înalt decât Sfântul Mormânt, și aprinde lămpile mici. De asemenea, aprinde lumânările unor pelerini. De fapt, există unii pelerini foarte evlavioși care de fiecare dată când participau la această ceremonie, observau că lumânările lor se aprindeau de la sine. Lumina divină prezintă și ea câteva particularități. De îndată ce apare, are o nuanță albăstruie și nu arde. În primele momente ale apariției sale, dacă atinge fața, gura sau mâinile, nu arde. Aceasta este o dovadă a originii sale divine și supranaturale. De asemenea, trebuie să luăm în considerare faptul că lumina sfântă apare doar prin invocarea unui arhiepiscop ortodox. Cât de veche este minunea! Prima relatare scrisă despre focul sfânt datează din secolul al IV-lea, dar autorii scriu despre evenimente care au avut loc în secolul I. Astfel, Sfântul Ioan Damaschinul și Grigore de Nisa povestesc cum apostolul Pedro a văzut lumina sfântă în Sfântul Mormânt după învierea lui Hristos. Abatele rus Daniel, în itinerariul său scris în anii 1106-1107, prezintă miracolul luminii sfinte și ceremoniile care îl încadrează într-un mod foarte detaliat. El amintește cum patriarhul intră în capela secolului cu două lumânări. Patriarhul îngenunchează în fața pietrei pe care a fost așezat Hristos după moarte și rostește anumite rugăciuni în momentul în care se produce miracolul. Lumina iese din miezul pietrei, o lumină albastră nedefinită care după un timp aprinde lămpile cu ulei neaprinse, precum și cele două lumânări ale patriarhului. Această lumină este focul sfânt și se răspândește la toți oamenii prezenți în biserică. Din aceste surse reiese clar că miracolul a fost celebrat în același loc, în acea zi de sărbătoare și în același cadru liturgic de-a lungul tuturor acestor secole. De fiecare dată când heterodoxii au încercat să obțină focul sfânt, au eșuat. Se cunosc trei astfel de încercări. Două au avut loc în secolul al XII-lea, când preoții bisericii romane au încercat să forțeze intrarea în biserica ortodoxă, dar după propria mărturisire, acestea s-au încheiat cu pedeapsa lui Dumnezeu. Dar cel mai miraculos eveniment a avut loc în anul 1579, anul în care Dumnezeu a mărturisit clar cine poate primi minunea sa, odată ce oamenii i-au plătit pe turci care ocupau atunci Țara Sfântă pentru a obține permisiunea ca patriarhul lor să intre în Sfântul Mormânt. Patriarhul ortodox stătea îndurerat cu turma sa la ieșirea din biserică, lângă coloana din stânga, când Sfânta Lumină a despicat această coloană pe verticală și a fulgerat lângă patriarhul ortodox. Un muezin musulman numit Tounom, care a văzut evenimentul miraculos dintr-o moschie adiacentă, a abandonat imediat religia musulmană și a devenit creștin ortodox. Acest eveniment a avut loc în 1579, în timpul sultanului Mourad al IV-lea, când patriarhul Ierusalimului era Sofronie al IV-lea. Coloana despicată încă există. Ea datează din secolul al XII-lea. Pelerinii ortodoxi o îmbrățișează la locul scindării când intră în biserică. Musulmanii care neagă patimile, răstignirea și învierea lui Hristos au încercat să pună obstacole în calea miracolului. Cunoscutul istoric musulman Al-Biruni a scris: un guvernator musulman a adus o sârmă de cupru în loc de fitil pentru lămpile cu ulei care se aprindeau singure, pentru ca aceasta să nu se aprindă și totul să nu se întâmple. Dar când focul a coborât, cuprul a ars. Aceasta nu a fost singura încercare. Raportul scris de cronicarul englez Gotier Vinisov descrie ceea ce s-a întâmplat în anul 1192. În 1187, sarazinii, sub conducerea sultanului Salah Abdin, au cucerit Ierusalimul. În acel an, sultanul a dorit să fie prezent la celebrare, deși nu era creștin. Gotier Vinisov ne povestește ce s-a întâmplat. La sosirea sa, focul ceresc a coborât brusc, iar asistenții au fost profund emoționați. Sarazinii au spus că focul pe care îl văzuseră coborând a fost produs prin mijloace frauduloase. Salah Abdin, dorind să-l demaște pe impostor, a făcut să se stingă lampa pe care focul ceresc o aprinsese, dar lampa s-a reaprins imediat. A făcut să fie stinsă a doua oară și a treia oară, dar s-a reaprins ca de la sine. Atunci sultanul, confuz, a strigat în transport profetic: da, în curând voi muri sau voi pierde Ierusalimul. Este miracolul autentic? Ca în cazul oricărui alt miracol, există oameni care cred că este o fraudă și că nu este altceva decât o capodoperă a propagandei ortodoxe. Ei cred că patriarhul are o brichetă în interiorul mormântului. Totuși, acești critici se confruntă cu o serie de probleme. Chibriturile și alte mijloace de aprindere sunt invenții recente. Cu doar câteva sute de ani în urmă, aprinderea unui foc era o întreprindere care dura mult mai mult decât cele câteva minute în care patriarhul se află în interiorul mormântului. Cineva ar putea spune atunci, poate, că avea o lampă cu ulei aprinsă înăuntru din care a prins lumânările, dar autoritățile locale au confirmat că au verificat mormântul și nu au găsit nicio lumină înăuntru întotdeauna. Totuși, cele mai mari provocări cu care se confruntă criticii sunt mii de mărturii independente ale pelerinilor, ale căror lumânări s-au oprit spontan în fața ochilor lor, fără nicio explicație posibilă. Acesta a fost episodul nostru. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să te abonezi la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Vă doresc o zi extraordinară!